pe această săptămână. Bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Mirela, sunt Ramona din Sibiu. Vreau să vă felicit pentru sarcină și să vă doresc să o duceți cu bine și să vă fie, să vă meargă bine. Vă mulțumesc, mulțumesc mult! Cu cine vreți să vorbiți astăzi? Vreau mai întâi să fac câteva precizări, am să vorbesc repede pentru a nu se termine emisiunea. Profit de ocazie să urez și eu Constantine și lui Raymond la mulți ani să fie fericiți la un an de la împlinirea de relație. Și sunt și eu o maniacă care a ajutat pe cei care sună și declară că maniacii sunt Cristian și Eli să vorbească numele lor personal și nu a tuturor maniacilor. Deci dumneavoastră nu sunteți cu Cristian și cu Eli? Nu. Nu, pentru că majoritatea nu susțin pe nimeni și nici nu votează pe nimeni. Uh-huh. Și acum am să trec la concurenți și am să vorbesc așa. El, într-adevăr, a apărut la mai multe emisiuni TV. Mireasă pentru fiul meu, cred că este una din emisiunile din palmaresul ei. Nu are nicio treabă nici cu Cristian, nici cu măritatul. Ea are vedetismul și cuplul ei făcut la dar de către mamă și de către susținători care îi încurajau să facă cuplu, au făcut, deși nu se potrivesc, nu au nicio treabă. Și Cristian nu are... Vă rog, iertați-mă, vă ascult. Și Cristian nu are niciun rol să facă un cuplu așa la presiune. Dar acum nu vedeți nimic între ei? Adică el nu are nimic pentru Cristian? Deci nicio atracție. Cristian e rece absent în relație pentru că simte și el că el nu are niciun fel de sentiment față de el și nici măcar nu dorește un cuplu, ea vrea vedetin, vrea să se vadă la televizor. Este părerea dumneavoastră, doamnă. Da, de-aia ai luat toate televiziunile la rând, ai apărut și în public la X Factor, bine, te-am văzut, în fine, nu contează, ești tânăr, ai timp să fii vedetă dacă asta îți dorești. Am să trec mai departe la Lucian. Și el cu Elena nu se potrivește de niciun fel. Se vede că ea nu are sentimente pentru Lucian, nu se potrivesc nici la caracter, ea e vulcanică, obraznică, pe când Lucian este un copil liniștit, un copil care a venit să-și facă un cuplu, care dorește ceva în viață. Și vreau să întreb pe Elena dacă contul Falsa Marianita îi spune ceva. Cine? Falsa Marianita, de pe Antena Play de sezonul trecut. Nu. Eu știu că da, că înainte să intri casa, ai postat pe Antena Play, că intri nu să te măriți, nici doar să te vezi la TV și să-ți faci de cei din staff și de doamna Mirela. Ce-am făcut? Așa, după aceea... Nu am înțeles. Nu am înțeles, mă scuzați. Ai postat în cont, pe cont cu numele Falsa Marianita faptul că Antena Play? Pe Antena Play? Nici n-am Antena Play acasă, doamnă. Nu știu. Anul trecut, nu acum. Nu, acum nu. Nu este adevărat. Nici nu prea am urmărit sezonul trecut, pentru că am muncit foarte mult și n-aveam eu timp să stau să urmăresc. Nu, n-am postat. Oricum nu are nicio treabă cu Lucian, doamna Nagi nu știu de ce nu-i spune copilului, pentru că dânsa ta mamă simte și vede că ea e rece, este distantă și nu are nicio treabă. După aceea vreau să trec la Mădălina, Simona și Eli. Un sfat, ar trebui mai bine să-și vadă de ele, de cuplul lor, să formeze cuplu, să-și cunoască băieții și să lase foștii concurenți în pace, să nu mai stea afară să pustească, în special pe Constantina, am văzut aseară pe Antena Play, pentru că nu îi ajung ei nici la degetul mic, pentru că Constantina este o fată harnică, este o fată frumoasă, este o fată educată cu bun timp și nu s-a permis doamna Ramona, foștii concurenți sunt persoane publice, fiecare dintre concurenții care vor veni vor avea dreptul să vorbească despre foștii concurenți. Da, că unii plac sau nu e dreptul lor, nu putem să le interzicem să nu vorbească despre oamenii pe care i-au văzut la televizor. Mie îmi place că ați rămas foarte, foarte lipiți de concurenții din sezonul trecut, dar hai să ne ocupăm de actualii, doamna fiindcă Mirela, ei nu mai sunt. Se pot vorbi în termen frumos și civilizat, nu să jignească. Eu personal nu mi-amintesc, mă scuzați că intervin, bună ziua, nu mi-amintesc să fi vorbit în alți termeni de Constantina sau să fi... spus ba da, chiar Mădălina, tu ai vorbit, Mădălina. Da, ce am zis? Da, nu și Carmen. Ar fi un cuplu frumos, se potrivesc, intelectual. Sunt doi copii cu școală, cu o gândire matură și sunt cu bun simț. Eu cred că totuși ar trebui Carmen să-i acorde puțin atenție și să încerce să-l cunoască. Chiar merită, deci, să facă un cuplu și să fie împreună. Mulțumim.
Ionela și Teodor sunt un cuplu reușit. Doamna Anișor ar trebui să o mai tempereze puțin pe Ionela, să vorbească mai puțin, să nu o intereseze cei din jurul ei și să-și vadă mai mult de cuplu și de relația ei cu Teodor. Chiar este un băiat liniștit, un băiat ok și ar fi păcat să intervină în certurile Elenei, care numai asta caută și cred că de asta a intrat în casă. Mulțumim frumos pentru sfat, să rămână. Așa. O să vă rog și repede, că nu mai avem timp. Da, ce ar trebui deci fetele din sezonul respectiv, din sezonul acesta să fie puțin mai aranjate, puțin mai cochete, mai puse la punct, pentru că intră în emisiune nearanjate, parcă se duc la piață și e păcat că sunt fete tinere și să-și vadă de relațiile lor, de cuplurile lor, să nu mai comenteze urât la adresa concurenților din sezonul trecut, că nu le ajung nici la degetul mic. Vă mulțumim, doamna Ramona, am înțeles, ați rămas încă foarte atașată de sezonul trecut, sigur, nu